Aduceți-vă aminte ce a spus domnul Klaus Iohannis, pentru că dânsul este portavocea Occidentului. El nu este președinte al României. Este un colaborator al Occidentului care aduce vești, da? Și care este într-o continuă vacanță. Cred că este președintele cu cea mai mare vacanță din lume. Da? Pe banii românilor. Noi suntem proști, noi plătim, ei se distrează. Avioane, cazări luxoase. Da. Bun. Oare de ce s-a pus în discuție la acest moment? Păi ia uitați-vă câte lucruri se întâmplă la nivel internațional. Ia uitați-vă ce jocuri sunt. Ia uitați-vă ce vizite se fac